Asta de relație, de iubire dintre Laurențiu și Marianita, că doar sâmbătă i-am avut aici în finală, tot pe tema asta. Acum, hai să înțelegem. Laurențiu, tu faci anumite glume care, din punctul tău de vedere, sunt drăguțele, normale. Ea se supără mult prea tare din motive care n-au legătură cu tine. Pleacă, tu te duci după, ei, după ea să o împaci. După care îi spui totuși să aibă grijă că nu o să te poți duce la infinit să te rogi de ea, să-ți ceri iertare și ea tot timpul să fie ce arțăgoasă și ce ambițioasă. Asta e, pe scurt, dilema? Nu chiar, pentru da, că care? Poate acum nu am greșit, dar în alte momente poate am reacționat și eu greșit și am greșit și eu. Dar o simți pe Marianita tensionată de la o vreme? Mă simt și pe mine tensionat, dar eu încerc să mă abțin să nu o aget mai tare pe ea. Marianita, dacă la următoarea ceartă la Laurențiu nu se mai întoarce? Nu știu dacă a fost vorba despre asta. Pentru că el iar spunea, vrei să te lase tot liniștită? Că văd că nu-ți mai convine nimic. Sau să suport mereu ifosele astea ale tale degeaba. Da, pentru că nu mai îmi reveneam și de aceea s-a supărat. Dar el întotdeauna vine sau te mai duci și tu la el după astfel de lucruri? Se întâmplă să merg și eu. Se mai întâmplă? Da. E adevărat, nu foarte des, dar se întâmplă. Da. O avea doamna Maria dreptate că exagerezi și că faci gură degeaba, că nu ți-a făcut mare lucru? Nu știu. Nu știu cum vede dumneavoastră ei, nu prea am vorbit cu bunii despre relația pe care o avem, doar din ce vede în casă. Doamna Maria, de-aia vă întreb, că dumneavoastră sunteți femeie cu experiență de viață, stați cu ei toată ziua. Cine exagerează, cine greșește? Amândoi sunt copilăroși, încă mai copilăresc și nu-și dau seama acum, dar e bine așa, că eu nu mă bag și las ca să dea ei cu capul de perete ca să vadă ce e bine și ce e rău. Pentru că doamna Daniela zicea, dar nici Laurențiu nu o lasă. Și dumneavoastră spuneți, dar nu i-a făcut nimic, i-a pus mâna pe gât, mare brânză, doar n-a strâns-o păi de altă gât. Fată atâta vrea iubită mereu, vrea strânsă, vrea pupată, vrea nu știu ce. Și ea cam țipă când, nu știu, ea știe mai bine. Bine, deocamdată îi lăsăm așa, nu e motiv să intrăm în alertă sau da, să ne facem probleme, da? Dumneavoastră vegheați acolo da, asupra lor. Am văzut, vă puneți ochelarii ca să vedeți mai bine. Deci lucrurile sunt sub control. Are 3D bunica. Dar ce să văd? Ce ai spus la Robert? Are ochelari 3D. E bineînțeles. Da. Bine.